Cum e fără bărbați pe stadion și cum v-ați pregătit pentru meciul ăsta? Este urât fără bărbați pe stadion, era mult mai bine cu ei și am făcut banner și o să cântăm tot meciul. V-au dat niște sfaturi anume, v-au spus da. Cum să... Ce da. V-au spus? Numai de asta vorbim pe Facebook, să cântăm tot meciul pentru Cătălin Hâldan și să fluturăm steagurile, să fim alături de echipă indiferent de rezultat. Cum v-ați pregătit pentru meciul ăsta? Așa, pe nepregătite, m-a luat copilul de la școală, mami, hai pe stadion, că avem voie noi femeile și copiii și atât. Păi aveam nevoie de băieți astăzi seară, dar și noi putem face, eu așa cred că putem face. Cred că și noi suntem suporteri al Dinamo și mereu venim la meciuri. Ce sfaturi v-au dat? Cum? Să susținem echipa ca până acum și să îi facem mândri. Urât, e urât. Cu ei e mai bine că îi fac atmosferă mai bine, dar încercăm în seara asta să ne ridicăm și noi la nivelul lor. Da, niște sfaturi, v-au încurajat, ce v-au spus? Să cântăm tare și să cântăm cât mai clar, să se audă la TV, că ei ne urmăresc de acolo. Oh,